Acolo pierde mingea Balaur, Daniel Florea, pentru Daniel Popa, Daniel Popa, întoarce mingea lui Florea, gol! 2-0 pentru Chindia din minutul 67. Daniel Popa îi întoarce serviciul lui Daniel Florea, serviciul de la golul din minutul 50 și este 2-0 pentru echipa lui Emil Săndoi la mijlocul reprizei secunde. Ce greșeli fac în continuare jucătorii lui Mihai Teja. Dă-l pe Balaur, cât de sigur a fost pe el și cât de ușor a pierdut acea minge. Minge pe care Florea o pasează lui Popa, iar Popa îi întoarce balonul lui Florea, îi pune pe tavă golul de 2-0 din acest meci voluntari Chindia Târgoviște. Ce frumos au combinat cei doi jucători ofensivi ai lui Emil Săndoi în acest minut 67. Și dacă nu se întâmplă vreun miracol, punctele au plecat așa ușor spre Târgoviște, de aici, de pe stadionul Anghel Iordănescu. Vedem și reacția lui Emil Săndoi, iar formația lui are golaveraj 0 în acest moment, 10-10. L-avem în imagine pe Daniel Florea, omul cu golul de 2-0, e corner pentru formația din voluntari. Mingea ajunge la Ion Gheorghe, care e blocat în momentul șutului, acum degajează Denis Dumitrașcu, iar cei de pe banca Chindiei țipă spre fotbaliștii târgovișteni să iasă. Neguț nu se complică, trimite bine, trimite, mi s-a părut prima